În urma cercetărilor efectuate de poliție a rezultat că sâmbătă în jurul orelor 16, în timp ce un tânăr se afla pe strada Cuzavodă din Piatra Neamț, s-a întâlnit cu grupul de minori. Unul dintre ei a smuls ceasul de la mână, iar din buzunarul de la pantaloni a furat toți banii, prejudiciul fiind de 150 de lei. În aceeași zi, un bărbat de 56 de ani a fost acostat de aceeași gașcă de infractori minori în pasajul pietonal Pietricica. A rămas fără geanta din mână, o umbrelă, un telefon mobil și documentele personale, prejudiciul ridicându-se la 300 de lei. După săvârșirea faptei, minorii au fost depistați imediat de către polițiști, iar cel de 17 ani a fost reținut pe bază de ordonanță timp de 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. Totodată, cercetările sunt continuate și față de ceilalți minori care au participat la săvârșirea faptelor, doi dintre aceștia fiind introduși în centru de servicii Ion Creangă. Minorii sunt de etnie romă și au vârstele cuprinse între 10 și 17 ani. Oamenii care obișnuiesc să treacă mai des prin zona pieței centrale spun că sunt terorizați de acești indivizi. Nu-i bine deloc. Eu te luam pe strada mea și bolnav, vine și papidește, știi? Îți dă în cap, că dacă ai la tine 50 de lei, s-o poate ai 100, îți dă în cap. Nu știu ce se întâmplă la noi. Nu prea funcționează, probabil că poliția cum trebuie, doamne. Se fac de cap, parcă fi în text. Nu e un pic de ordine, nu știu. Foarte rău. Vă e frică când mai ieșiți? Și nu, eu nici nu ies seara din casă. Stau în casă, nu ies. Dar ziua n-a mai azi mare, au atacat o persoană. Știu, știu, da. Păi și bine, era niște copii mici, dar te-am sunat bistat, la de bine. De aici, la grădină, și la până la din Buzura. Am trimis 300 de lei, de milioane. A dus. Ați pățit și dumneavoastră? Da. Păi nu le place munca și aia mari, am văzut că stau pe undeva pe margine și îi pândește. Deci am văzut și am auzit, dar am și văzut chestia asta odată, dar cred că autoritățile te simpli și mai bine. Când ai ce face că e minor, mai bineînțeles că ai ce face, să-l duc undeva, să-l luau centrele astea care sunt și să-i pună la punct. Și numai din naționalitate rom, cred că mai multe, nu știu, rom, țiganul, corect, clar. Tânărul de 17 ani va fi prezentat instanței cu propunere de arestare pentru tâlhărie. În urma cercetărilor, poliția a stabilit că și ceilalți indivizi din gașca de infractori au mai comis fapte penale, iar de fiecare dată oamenii legii i-au depistat și i-au predat reprezentanților legali.